Iubiți credincioși și dragi prieteni, cu bucurie am revenit în această zi frumoasă de 3 decembrie 2020 la studioul TV Cluj AM, unde la invitația domnului Mircea Avram, directorul acestui studio, și a doamnei Mihaela Rus, am răspuns cu bucurie și în următoarele momente vă voi transmite un mesaj acum de sărbători, iar apoi vă voi colinda. Prin aceasta doresc și eu să aduc în sufletele fiecăruia dintre voi o fărâmă de bucurie acum în preajma sărbătorilor de Crăciun și de Revelion. Fie ca sărbătoarea Sfânt Praznicului Nașterii Domnului să vă aducă în suflete pace, bucurie și să îl primiți pe Mântuitorul Hristos, care s-a născut în peștera Betleemului cu multă bucurie, petrecând sfintele sărbători alături de cei dragi. Să primiți cu bucurie colindul străbun și să vă bucurați de această perioadă sfântă în care ne aflăm, perioadă din preajma sărbătorilor de iarnă, sărbătorilor de Crăciun și de Revelion. Și primiți cu bucurie două strofe de colind sfânt pe care doresc să vi-l pun la suflet. Din an în an sosesc mereu la geam colindători. E ger cumplit și drumul greu, dar-i obicei străbun. E sărbătoare și e joc în casa ta acum, dar nu uita, când ești voios, creștine, să fii bun. Dar nu uita, când ești voios, creștine, să fii bun. Și un al doilea colind pe care doresc să vi-l pun la suflet este un colind tradițional și sfânt. Dacă în fiecare zi, dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi! Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai buni poate am fi. Iar referitor la perioada în care ne regăsim cu toții, această pandemie de coronavirus, vă îndemn pe fiecare dintre voi să sporiți rugăciunea, să îi ajutați pe semenii voștri, pentru că doar în felul acesta, iubiți credincioși și dragi prieteni, vom putea trece peste această pandemie. Această pandemie, iubiți credincioși, o putem învinge prin unirea rugăciunii a fiecăruia în casele fiecăruia și în Sfintele Biserici. Referitor la acest lucru, Evanghelistul Ioan, în Evanghelia sa, în capitolul 13, versetul 34, spune: poruncă nouă vă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul
precum eu v-am iubit pe voi. Și tot el adaugă în capitolul 16 al Evangheliei sale, versetul 33. În lume multe necazuri veți avea, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Așadar, dragi prieteni, să sporiți rugăciunea, să ajutați semenii, pentru că doar astfel putem trece peste această pandemie în care ne aflăm, de coronavirus, și doar astfel putem să ajungem la scopul creștin al vieții noastre, mântuirea. Iar acum, în câteva minute, vă voi colinda 5 colinde de suflet pe care doresc să vi le pun în această perioadă sfântă. Nașterea Domnului nost, ziurel de ziurel, trebuie să știm cum a fost, ziurel de ziurel. N-o fost în pat pe perină, ziurel de ziurel, nici în casă cu lumină, ziurel de ziurel, ci o fost într-o poiată, ziurel de ziurel, în iesle dobitocească, ziurel de ziurel. Și când s-a născut Hristos, ziurel de ziurel, doar ordașii de Hristos, ziurel de ziurel, și-o dat o poruncă-n țară, ziurel de ziurel, pe toți pruncii să-i omoară, ziurel de ziurel. De la 2 ani mai în jos, ziurel de ziurel, doar ordașii de Hristos, ziurel de ziurel. Pe Hristos nu l-au tăiat, ziurel de ziurel, prea curata nu l-a dat, ziurel de ziurel. Vai cât vaiet prin cetate, ziurel de ziurel,
și împrejururile toate, zeurel de zeurel, zeurel de zeurel. În această noapte sfântă, lumina să nu se stângă, Maica sfântă să nu plângă, zeurel de zeurel. La căsuța unde mi-au ai până-ntindă, vine fiul dulce, singur șocolindă, ler-ui, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cer stingher, ler-ui, Doamne, ler, lângă ușa unde nimeni nu se oprește, vine fiul dulce și așa grăiește, ler-ui, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cer stinger, ler-ui, Doamne, ler, lângă geamul unde lampa nu se aprinde, vine fiul dulce, singur socolinde, ler-ui, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cer stinger, ler-ui, Doamne, ler, lângă vatra rece unde nu-i o rază, vine fiul dulce, singur și se așează, ler-ui, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cer stinger, ler-ui, Doamne, ler, lângă plânsul dulce, fără liniștire, vine fiul dulce, șoapte de iubire, ler-ui, Doamne, ler, eu cu drag din cer vin pe orice ger, lângă cer stinger, ler-ui, Doamne, ler.
iubiți credincioși și dragi prieteni, această colindă am dorit să vi-o pun la suflet, fiindcă a fost scrisă de un poet creștin pe nume Traian Dors, un poet care ne-a lăsat în urmă multe poezii religioase. Preumblase Maria în seara de Crăciun cu Iosif Carion soția în seara de Crăciun. Cu Iosif Carion soția în seara de Crăciun. Tot umbla din casă în casă în seara de Crăciun, ca pe Fiul Sfânt să-l nască în seara de Crăciun. Ca pe Fiul Sfânt să-l nască în seara de Crăciun. Nicăieri nu se așezară în seara de Crăciun, până joi de către seară, în seara de Crăciun, până joi de către seară, în seara de Crăciun. Se așează-n poiecioară în seara de Crăciun. Și-a născut Maica în seara de Crăciun. Pe Fiul cel Sfânt în seara de Crăciun, numele lui Iisus în seara de Crăciun, numele lui Iisus în seara de Crăciun. Și-a născut un fiu frumos în seara de Crăciun. Numele lui e Hristos în seara de Crăciun. Numele lui e Hristos în seara de Crăciun. Numele lui e Hristos în seara de Crăciun. Și voi încheia cu două colinde de suflet pe care și maestrul Ioan Bocșa, împreună cu grupul Icoane, le interpretează. Și aceste colinde mi s-au părut tare frumoase, de aceea vă rog să-mi îngăduiți să vi le pun la suflet. Doamne, ler Domnului, Doamne, ia ieșiți boieri afară, ia ieșiți boieri afară. Doamne, ler Domnului, Doamne, de
cum se scoboară, de vedeți cum se scoboară. Doamne, ler Domnului, Doamne, se scoboară două flori, se scoboară două flori. Doamne, ler Domnului, Doamne, Danus floricus frățiori, Danus floricus frățiori. Doamne, ler Domnului, Doamne, Daion și Veselie, Daion și Veselie. Doamne, ler Domnului, Doamne, se întorc de la robie, se întorc de la robie. Doamne, ler Domnului, Doamne, Maică sa, ia îl primea, Maică sa, ia îl primea. Doamne, ler Domnului, Doamne, vin rosule de săbia, vin rosule de săbia. Doamne, ler Domnului, Doamne, ia ieșiți boieri afară, ia ieșiți boieri afară. La toată casa e lumină, ziurele de ziua, la tot omul-i masa plină, ziurele de ziua. Cine șade în astă casă, ziurele de ziua, că-s creștin de vița aliasă, ziurele de ziua. La ferești cu flori domnești, ziurele de ziua, la obloace busuioace, ziurele de ziua. Și la anul om venit,
Ziurele de ziua, numai dacă ni-ți primi, ziurele de ziua. Și la anul om veni, ziurele de ziua, numai sănătoși de-om fi, ziurele de ziua, ziurele de ziua. Iubiți credincioși și dragi prieteni, să primiți acest gând și acest colind și să vă bucurați de el în această perioadă sfântă din preajma prasnicului nașterii Domnului. În felul acesta ne bucurăm fiecare dintre noi la casele fiecăruia, atât de colindul străbun, dar și de rugăciunile din preajma acestui prasnic. Mulțumesc încă o dată domnului director Mircea Avram pentru invitație și doamnei Mihaela Rus pentru că au dorit ca în această zi frumoasă și eu să le calc pragul aici în studioul TV Cluj AM. Doresc tuturor prietenilor, tuturor rudelor, tuturor credincioșilor un prasnic binecuvântat, sărbători fericite și binecuvântate alături de cei dragi și un an plin de bucurii vă doresc tuturor. Și sper ca cu ajutorul lui Dumnezeu și anul care vine să revin cu bucurie aici și să transmit colindul sfânt și bun și câteva pricezne fiecăruia dintre voi. Sărbători fericite și binecuvântate! Hristos în mijlocul nostru, Hristos se naște, slăviți-l, Hristos din ceruri întâmpinați-l, Hristos pe pământ bucurați-vă, cântați Domnului cântare nouă și cu bucurie că s-a preaslăvit.